Nu vine mașină, vine mașină.
fost, până aici a fost plie. Nu știu dacă mai am benzină, sincer. Eu sper că mai am să mă pot duce acasă. Dacă nu mai am benzină, dar nu cred că nu mai am. N-are cum. Ui, ui. Mai am bine pe benzină. Să o închidem și să ne întoarcem repede. Dacă aș putea să mă întorc. Am ales eu cu prost de întoarcere. Haide-i plimbarea de astăzi. Super calmea zona asta, tăi, e faină. Drumuri faine pe acolo, în orice caz. Și asta e drum fain, mai ales de urcare. Hai că facem o urcare. Numai prima dată trebuie să coborâm. Hai să mă opresc un pic să recalculez, că poate aici mă mai pot întoarce, dar știi ce, hai să merem. Merem pe șanț, ușor. Ușor și cu spatele. Aia e viața. Bun, dar pot să vin și pe partea dată, că e bine. Încă pe aici ar trebui să vin, că dacă nu vin pe aici... Dacă nu vin pe aici... Și mă duc pe stânga, e mai jale decât pe dreapta. Bă, pe aici e rupt gardul. Ăsta nu l-a pus, nu l-a nimic. Vacile nu iasă. Nu știu, nu-i treaba mea. Aici sunt o grămadă de drumuri. Și de locuri faine pe care încă nu le-am explorat. Și aș vrea foarte tare să le explorez. Aia acolo, sper să nu fie rău, dacă e acolo rău. Da, pot să urc și pe asta, pe partea asta. Vai, pe de dau un șanțul ăla aici, ale. Îi dau pe aici în sus.
numai să mă întorc. Dau drumul la benzină, la pedală. Amor. Deci e mult prea faină zona ca să nu vii. Deci merită tot riscul. Da, e super ca lumea zona. Hai de capul meu. Și cu soarele așa pe cer, acolo se vede apusul când apune peste pădure. Efectiv, așa e de fain. Aici ai devenit sara când apune soarele să faci niște poze de alea faine. Hai de capul meu. De aici mă duc numai cu motorul oprit. Am făcut niște poze, m-am oprit aici în locul ăsta, super ca lumea. Mă duc cu motorul oprit și până la drum. Nici n-are rost să-l pornesc și să vedem dacă trebuie să mă duc pe lângă el acasă sau pe el. Șanțul ăla pe mijlocul drumului pentru că tot împiede că roata ea se face șanțul ăla și de la apă când tot curge apa, când plouă se mai face șanț, dar asta e de la împiede pe roțele și așa de rău-i șanțul ăsta, se curcă foarte tare, mai ales când ești pe motor, că dacă dai în el ești tot progresul pe care l-ai făcut cu viteza. Uite-ți primul cum era să-l iau. Yo-yo.